Acum am plăcerea să filmez în crescătoria maestrului columbofil, domnul Marius Andrei din Vulcana Pandele, Dâmbovița, în compartimentele individuale, să zic așa, destinate porumbeilor de matcă de reproducție. Câte aveți aici? Tu? 11. 11 bucăți, nu? Pentru anul viitor vreau să mai fac încă 11, să mai reduc din compartimentele porumbeilor de matcă care sunt și să mai fac încă 11 compartimente individuale pentru... Ce avem aici, domnul Marius? Deci aici avem, deci asta este o femelă, este un cuplu de columbodrame, deci spunem noi celebra pereche, care spun eu, care dintre ei mi-au reprodus foarte, foarte bine pe columbodramea. Deci am avut locul 1 la Calimanci la viteză, locul 1 la columbodrom 5 star, fi direct din ei, locul 3 viteză, locul 3 as la Calimanci, locul 2 as și locul 5 finală la Balcanic Fair Play. Deci plus că din locul 1 5 star, care a fost la asta, s-a vândut în Belgia și din ea cu un mascul de la Tepița Leonardo am avut locul 1, nu noi, deci a zburat un crescător de acolo din locul 1 as Africa de Sud. Oh. Deci din ei. Mamă, ce tare. Da, așa. Deci astea sunt de columbodrame. Aici masculul o să fie. Masculul aici pe box, pe cuibă. Da, da, masculul sunt pe boxe. Aici este masculul, ca să-l dăm. Masculul este celebrul 221 de la Bebe Chicheanu, campion și el național. Deci este fiul din Kleine, din Fantast, Fantast 10037, care a fost olimpic, cu o femelă tot cu nepoată, băgat în consanguinitate. În consanguinitate, un pic, că deja are 11 ani. Mai bătrân, da. Deci mai bătrân, trebuie să... Cine știe băieții la Constanța de Leon? Deci este Gavi Van de la Bele, are și puțin de puțin Tony Diner, cam 70% de asta. Deci, de la... Mai vă reproduce acum? Aveți reproduce. Reproduce, da, reproduce, nu? Da, da, da. A reprodus fără niciun fel de, de probleme. Dacă este... Deci fiecare este asta. Dacă este... Aici sunt... Da, e bine că le prezentăm așa individual. Da, da. Deci aici este campioana de la maraton. Deci da. Asta v-am zis că este din doi porumbei. Tata de la Sandu Cazacu, mama de la Cosmin Olteanu. Și perechea este un olandez, este pe linia lui Gelema și toate astea. De la Sandu Cazacu este bunicul, am luat cu împrumut bunicul ei. Deci este tatăl da. La tatăl. Deci mi l-a dat Sandu cu împrumut să... Lucrăm tot așa un pic de consanguinitate. Asta este. Urme care mi-a dat mari satisfacții. Frumoși. Da. Și valoroși mai presus de, de frumusețe. Da. Urmă, mai departe, aici avem o pereche de porumbei de viteză și de nifon. El masculul, dacă este... Da. Masculul este zburat de frații Deftu, deci 61-50, a fost campion UCP, a fost la Balcaniadă, deci este bulk cu astea din porumbei de care am adus noi de la Rudy Van Red, deci pe linia lui bulk și femeala da. tot pe linia lor este, tot asta. Da, apropiată ca și sânge. Apropiată ca și sânge, da. Frumos, da, frumos, frumos. Da. Geană, ce expresivă e. Da. Aici este o pereche de columbodrame. Am băgat tot o fică din pereche, din cei de acolo care vă spuneam, deci frați cu cei care au zburat foarte bine pe columbodrame. Arată foarte bine da. Columbodrame. Mascul este tot un frate cu locul 2 care a fost anul ăsta la Derbinele, la Atena Loft, la Petrița Leonard. Da, da, da. Masculul este acolo, nu l-am mai... Da, nu-l mai scoatem. Da, nu l-am mai scos. Da. Aici avem pe Denisul, cum zicem noi. A fost locul 2 național la fond. Deci din linia veche de Denis, pe linia lui Skift, care a fost campion în 2004 la, în Belgia la, la, la fond. Și el este locul 2, a fost la noi, la UCP, da. Frumos, și femeala este o fică din doi originali, de, de la Sandu Cazacu, porumbei de Gelema cu... Are Sandu acolo o pleiadă de... Are Sandu acolo. Poți să le văd că și aduce... Da.
În fiecare an păsări noi la reproducție. Porumbei foarte, foarte, foarte... Foarte, foarte valoros și scumpi. Da. Da? Aici.